Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Intri anul acesta sub binecuvântarea lui Jupiter, care s-a instalat recent în Zodiata. Această planetă norocoasă în aspect favorabil cu Marte în Gemeni și Saturn Vărsător îți va oferi beneficiile din plin. Începutul anului poate fi momentul lansării unui nou proiect sau extinderii celor existente. Dacă ai nevoie de ajutor, este timpul să-i unești pe cei dragi din jurul steagului ideilor sau inițiativelor tale. Reversul monedei va trebui să-ți moderezi ardoarea și graba, deoarece dizarmonia emisă de planetele din constelația Capricornului te obligă să înveți cum să-ți gestionezi timpul. În chestiuni legate de inimă, aceeași luptă. Noutata se strecoară în modul tău obișnuit de viață. Dacă vrei ca totul să fie cât mai perfect, nu face promisiuni pe care nu le poți ține. Dragoste, între 4 și 27 ianuarie, Venus în trigon cu Marte aduce viață sferei tale amoroase. Ești fermecătoare și seducătoare. Carisma ta atrage atenția și chiar ceva mai mult, poate să apară brusc simpatia. Înțelegerea scopului vieții tale te ajută să creezi și să menții o atmosferă ușoară și plăcută. Pentru a-l interesa pe ales în persoana ta, fi mai sociabil atât cu el, cât și în compania în care vă regăsiți împreună. Capacitățile tale de a menține o conversație, de a pune întrebări la timp, de a râde contagios, adică cele care fac plăcere, îți vor juca în mâini și vor stârni interesul. Poate că tăcerea este de aur dar în acest caz va fi invers, pentru că s-ar putea să nu fie observată. La ce ar trebui să te abții? Să te lauzi și să-ți exagerezi abilitățile. Fii umilă, nu te sfii să recunoști că nu știi ceva sau nu știi să faci ceva. În caz contrar, pot fi necesare dovezi pe care nu le poți furniza, sau explicația ta va fi prea superficială. Sănătatea. Pericolul principal te așteaptă pe drum și la volan. Atenția maximă nu strică, mai ales în a doua decada a lunii ianuarie. Ai grijă de tine. Dacă metabolismul sării din corpul tău este perturbat, examinarea va fi necesară, pot fi găsite nisip sau pietre. Tratamentul nu trebuie amânat, cu cât începi mai devreme, cu atât mai bine. Profilactic, poți lua un decocte de frunze de afine roșii, peste 3 linguri de frunze uscate zdrobite se toarnă jumătate de litru de apă, se fierbe 15 minute la foc mic, se lasă 2 ore, se strecoară, se adaugă câteva linguri de miere și se bea câte o cană de 3 ori pe zi timp de o săptămână. Banii, în problemele pentru care ești pe deplin responsabilă, totul va funcționa în cel mai bun mod, vei putea obține cel mai mare profit și rezultate remarcabile în muncă. Ianuarie este un moment bun pentru a începe propria afacere sau pentru a încerca ceva nou. Munca grea trebuie înlocuită pentru o performanță mai bună. Berbecul va trebui să stăpânească noi tehnologii sau tehnici. În ciuda faptului că vei câștiga mai mult decât de obicei în ianuarie, cheltuielile casnice și divertismentul nu ți vor oferi posibilitatea de a economisi ceva pentru o zi ploioasă, dar va fi ceva de reținut. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?